Serviciile de masaj aici la birou, abonamentele la sală și chiar petrecerile de Crăciun sunt parte dintre beneficiile extrasalariale pe care înainte le aveau angajații, dar la care angajatorii au renunțat aproape complet în această perioadă de pandemie. Evident, toate au fost înlocuite fie de program flexibil, de asigurări de viață și de sănătate. Sunt schimbări majore pe lista de priorități a fiecărui angajat, iar managerii de companii nu le pot ignora. Cei mai mulți le au în vedere și vor să acorde alte beneficii angajaților în următoarea perioadă. Ar fi intrat în calcul o petrecere de Crăciun, însă, din păcate, oamenilor încă le este teamă să participe la acest gen de eveniment și atunci am luat decizia să o eliminăm. Mă gândesc pe viitor să implementăm și ceva de genul consiliere terapie, mai degrabă. Nevoi pe care le au tot mai mulți angajați. Cred că am avea nevoie de consiliere psihologică și de asigurări de sănătate care într-adevăr să funcționeze. În perioada următoare, flexibilitate. Specialiștii din piața muncii vorbesc despre această nouă normalitate și despre tendințele din următoarea perioadă. Asigurările medicale au avut cel mai mare câștig în acest an și urmează un trend pozitiv pe acest segment. Flexibilitatea era de dorit, acum este obligatorie și se lucrează la sisteme hibride de muncă și de la birou și de acasă. Într-un context în care frica și boala te cuprind foarte mult, asigurarea de viață sau de sănătate ar putea să fie mai bine apreciată decât un team building sau înainte un abonament la sală sau la masaj. Dacă la începutul anului 2019 asigurările de viață erau beneficiile cel mai rar oferite de companiile de la noi, la finalul anului trecut, după șocul produs de pandemie, s-a înregistrat o creștere în acordarea acestora cu 50%.